La schitul Sfântului Ioan Evanghelistul din Găbud l-am cunoscut pe soțul meu, Dumitru Stroie, datorită părintelui Modest, iar la mănăstirea Oașa ne-am logodit 2 luni mai târziu, având binecuvântarea Sfinților Părinți, a părintelui Ioan, părintelui Modest și a părintelui nostru duhovnic Iustin. Aceste 2 lăcașuri mă odihnesc și mă umplu de bucurie și dragoste pentru Tatăl Creator, pentru oameni, dar și pentru soțul meu, Dumitru Stroie, care este viu în inima mea și a cărui prezență o simt mereu. Cred cu tărie că suntem și vom rămâne un singur trup înaintea lui Dumnezeu, doar că jumătate este în rai acum, iar cealaltă jumătate este aici, pe pământ, și vă pregătește ceva frumos. Aceste 2 locuri sfinte, sutele, chiar miile de tineri ce caută anual aceste lăcașuri, dar și trăirile care te pătrund când ajungi aici, au dat naștere și forma acestei pricesne de la Oașa la Găbud, pe care cu bucurie o voi aduce în fața dumneavoastră. Frumusețea și binecuvântarea locului poate că nu am reușit să le surprind în totalitate prin cuvintele acestei pricesne, însă cred că imaginile surprinse o să vă facă să vă doriți să ajungeți acolo măcar odată. Părintele Arhim Iustin de la mănăstirea Oașa spunea că fiecare om are fricile lui, însă sfinția sa spunea, citez: mie mi-e frică să nu mor de frumusețea acestui loc, de miile de peisaje care se pot vedea într-o singură zi aici la mănăstire și mai ales sus pe muntele Fetița. Îmi doresc să vă aducă bucurie și liniște în sufletele voastre când o veți asculta. Și nu uitați, viața este scurtă. Grăbiți-vă să iubiți și înghesuiți-vă să fiți buni! Cernie toaca sună și sub cruce iar ne adună în genunchi cu glas fierbinte să rugăm Sfântul Părinte. L-am admirat și în continuare eu învăț foarte multe de la soțul meu. Faptul că el conștientiza că lumea asta e trecătoare, viața veșnică este cea de dincolo și că noi aici suntem trecători. Și chiar s-a îngrijit de sufletul lui, noi chiar cu 5 zile înainte ne-am dus la mănăstire, la părintele nostru duhovnic, ne-am spovedit. El practic a plecat pregătit acolo. Nu neapărat că și-ar fi dorit sau că... Și-ar fi dorit foarte mult să trăiască. Noi aveam foarte multe planuri, ne doream foarte mulți copii și eram foarte fericiți. Trăiam o iubire atât de curată și atât de pură, încât seara când mă rugam, plângeam și spuneam lui Dumnezeu: Doamne, nu-mi vine să cred că sunt atât de fericită și că am un om atât de bun lângă mine. Nu-mi venea să cred și lui spuneam: ești exact omul pe care mi l-am dorit și am exact viața pe care mi-am dorit-o. Te-ai simțit nedreptățită pentru faptul că Dumnezeu ți-a dat toată fericirea asta așa și pe care ți-a luat-o într-o singură clipă? În sinea mea mă întrebam oare de ce trebuie să se întâmple așa, dar față de Dumnezeu niciodată nu m-am mâniat și nu l-am judecat și nu m-am supărat că mi l-a luat. Am știut și tot de la Dumitru am învățat lucrul ăsta, că din iubirea lui, e un paradox cu iubirea lui Dumnezeu pe care oamenii nu-l înțeleg. El din iubirea lui ia oamenii la el și din iubirea lui ne dă încercări, așa cum mi-a dat mie și poate numai mie. Eu cred că moartea soțului meu e o lecție pentru toată lumea. Foarte mulți oameni spun: ce rost are să țin post acum sau ce rost are să merg la biserică acum, o să am timp la bătrânețe. Trăim niște vremuri în care bătrânețea este un lucru foarte incert. Iar soțul meu, iată că n-a apucat bătrânețea. El s-a îngrijit încă de la tinerețe și el a fost foarte tânăr și putea să spună: haide să ne trăim viața și vedem ce va mai fi mai încolo. Da, el nicio clipă nu. Noi tot timpul am postit,
Am mers duminicele la biserică, ne-am rugat, ne-am spovedit, ne-am împărtășit. Pentru noi lucrurile astea erau normale și pregătitoare și pentru trup și pentru suflet. Dar cu toate astea am știut să ne și bucurăm de viață. Când a fost de petrecut, am petrecut. Când a fost de muncit, am muncit. Am luat lucrurile așa, în echilibru, în paralel. Nu m-am simțit nedrăgățită, cum am spus, din contră. Am considerat că Dumnezeu chiar mi-a dat o binecuvântare, pentru că El m-a făcut să cunosc fericirea de plină și iubirea de plină și nu spun lucrurile astea doar așa. Eu nu am crezut niciodată că este posibil ca un om, un bărbat, să-și iubească soția și să o prețuiască așa cum a făcut El. Nu am crezut niciodată. Și chiar și pentru un an și două luni de căsnicie și un an și 8 luni de relație pe care noi le-am avut, am și spus că aș fi oricând fericită să sacrific ceilalți ani ai care mi-au mai rămas în viață, în singurătate, doar de dragul acestei iubiri curate pe care noi am trăit-o împreună. Și nu îl judec pe Dumnezeu, până la urmă n-am dreptul să-i cer nimic lui Dumnezeu, dar băi să-l judec sau să-l întreb de ce a făcut așa. El, așa cum citeam undeva, Dumnezeu nu face greșeli. Și rândul e exact cum este bine pentru fiecare dintre noi. E foarte dureros, îi simt lipsa foarte mult, mi-e foarte dor de El. Ce faci în momentele în care ți este dor de El? Mă gândesc la El și vorbesc efectiv cu El. Vorbesc cu El. Mă rog la Dumnezeu, vorbesc cu Dumnezeu și cu El și... Ce îi spui? Că mi-aș dori măcar să vină să mă îmbrățișeze, chiar și în vis, să mă îmbrățișeze, să mă strângă în brațe, să mă sărute, să-mi spună că totul este bine și că totul va fi bine. Conștientizez că, da, într-adevăr, a murit, s-a dus, nu se va mai întoarce, pentru că de acolo nu s-a întors nimeni, dar totodată parcă nu-mi vine să cred că El nu mai este. Nu-mi vine să cred. De multe ori stau și mă gândesc și nu știu cum. Nu știu cum să iau situația asta și ce să fac mai departe și cum să fac. Doar mă gândesc la ce ar fi făcut El și cum ar fi vrut El să fac și cum ar fi vrut El să fiu. Asta îmi dă putere să merg mai departe. Tot Dumnezeu rânduie și de la El vin toate și El știe. El știe de ce trebuie să se întâmple anumite lucruri, de ce trebuie să trecem prin anumite lucruri. El ne dă putere, Dumnezeu dă, Dumnezeu ia. Da, ceea ce pur de El este chiar brățelica asta pe care o am la mână. Mi-a dărit-o chiar în ziua în care ne-am cunoscut noi la mănăstire atunci și am început să ne cunoaștem și am început relația noastră. Asta mi-a dăruit-o de atunci și eu i-am dăruit lui una. El s-a dus, a rămas cu ea, s-a dus cu ea, iar eu o păstrez de atunci, de aproximativ 2 ani de zile, portă brățărica asta de la El. Pentru că voi v-ați cunoscut la mănăstire și duhovnicul vostru era ca și parte din voi, din sufletele voastre, cum te ajută acum? Mă ajută cu tot așa, cu foarte multe... Mi-a și spus Claudia, zice, să știi că Dumitru este acolo unde trebuie. Dumitru a fost un om curat, a fost un om bun, a fost un om iubitor și El este acolo unde trebuie, zice. Pe El îl fericesc pentru că a ajuns în rai la Dumnezeu, iar de tine zice, sigur că îmi pare rău și îmi pare rău că s-a întâmplat așa, dar nimic nu este veșnic nici aici. Și mai devreme sau mai târziu, acolo ne ducem cu toți, indiferent că vrem sau nu să credem în lucrul ăsta, însă pentru mine cel puțin, cred că cel mai cert lucru la ora actuală este clar moartea. Însă până atunci, sigur că trebuie să ne bucurăm de viață. Viața e un dar de la Dumnezeu și trebuie să o trăim frumos cu tot ce ne-a dat în ea, cu toți oamenii care ne sunt alături, cu toate darurile pe care le-am primit de la El. Și la asta trebuie să ne gândim, să trăim frumos, să trăim cu dragostea lui Dumnezeu și când va fi sfârșitul, fiecare din noi o să ne ducem.